Colegii mei au zis noaptea. Să trimit. Dumneavoastră mai când dormiți noaptea, când mai dormiți, visați că ajungeți președinte? Știți care este problema? Nu este ce visez eu sau ce îmi doresc eu personal pentru mine, pentru că n-am intrat în politică și nu candidez a doua oară în politică pentru funcția de președinte al României pentru mine, că am eu prea o mărire să ajung la Cotroceni. Nu, eu îmi doresc să ajung în această funcție pentru a putea schimba lucruri reale, concrete și rapide în România pentru această țară. Nu domnul din alt motiv. Popescu, au fost atât de mulți oameni înaintea dumneavoastră. Așa cu este. De mii de școli, cu și de mii de titulaturi, așa, cu poziții dintre cele mai avantajoase, cu majoritate parlamentară absolută aproape. Aveți da? Dreptate. Și n-au făcut nimic. Și cum o să ce? Puteți dumneavoastră, nei ca nimeni cu acte, cunoscut puțin mai bine acum... Știți de ce n-au făcut nimic? Să schimbați lucrurile. Știți de ce n-au făcut nimic? De ce? Că n-au vrut. E, dragi. Nu au nu vrut, cred. Punct. Nu cred. Nu au vrut. Oricât de îngrozitori ar fi candidații la președinția României astăzi sau în trecut... Nu. Cred că își mai doreau din când în când să facă ceva pentru țara asta. Nu, nu. Asta era doar aparența pe care ne-o livrau nouă. Nu, interesul era cu totul altul. Totul pentru ei, nimic pentru noi, cei mulți. Asta este convingerea mea fermă, dacă vrei poți. Eu am reușit să fac foarte multe lucruri din postura asta, mai multe decât puteam să cred. Și faptul că pentru a doua oară am reușit să ajung în această postură, să fiu din nou în cei 14 candidați, este o mare performanță. Mai adaug puțin, m-ați întrebat legat ce s-a întâmplat în 2019. Pe lângă faptul că cineva mi-a și printat afișul, aveam o variantă de afiș electronic pe care îl distribuiam în mod gratuit. Share-uri pe Facebook și cine dorea să distribuie. A fost o persoană care a și printat acel afiș și m-a întrebat dacă este ok să lipească. Și am spus, nu, nu face asta, pentru că nu am voie. Ca să pot să am variantă tipărită, trebuie să fac un contract cu o tipografie, să plătesc cu un cod și așa mai departe și nu merge. Zic că dau amendă 50.000 de lei, nu, încerc să-mi faci un bine, dar de fapt îmi faci un rău dacă lipești acel afiș. Zic, tot ce poți să faci să distribui în mod gratuit în variantă online acel afiș. În ziua votului am fost copleșit de emoții. Un mesaj pe care l-am primit în campanie, care m-a emoționat și atunci, mă emoționează și acum și vă spun sincer că este unul din motivele pentru care am decis să lupt și să candidez din nou. În timpul campaniei electorale pentru prezidențiale am primit un mesaj de la o domnișoară, o doamnă, din păcate o să încercăm să recuperăm acel mesaj, pe pagina de Facebook a Partidului Noua Românie, care suna în felul următor. Bună ziua, mă aflu cu mai multe persoane într-o mașină și din întâmplare am auzit la Radio România Actualități mesajul de campanie a domnului Sebastian Constantin Popescu. Ne-a plăcut atât de mult și am fost impresionați de ceea ce a spus, încât vă solicităm dacă puteți să ne trimiteți în variantă audio acel mesaj, să-l dăm mai departe. Deci, domnul Tatălici, în momentul în care un cetățean... Era o femeie? Da. Care auzise mesajul... Ați aflat ce vârstă avea? Era tânăr oricum, nu mai știu acum toate detaliile. Era îndrăgostită de dumneavoastră, i-a plăcut vocea dumneavoastră. E posibil și asta, nu, da. Nu, astea sunt gesturi extreme. Da, nu, nu e un gest extrem. E un gest pe care și l-ar dori să orice candidat la orice tip de alegeri. În momentul în care tu determini... Multiplicat, nu odată, multiplicat. Da. Bun, poate că au mai fost și alții, dar acea persoană a venit și ne-a și semnalat acest lucru. Dați-mi voi să termin ideea. În momentul în care un candidat la prezidențiale, la orice tip de alegeri, reușește să provoace atât de multă emoție, pentru că acolo este vorba de emoție, nu de altceva. Lui să-l determine, și încă unor da, oameni, așa? Să-l determine pe acel votant, cetățean, să fie atât de impresionat de voce, de mesajul pe care îl aude la radio, să caute informații, să vadă cine este acea persoană, să nu doar atâta să se oprească aici, să transmită un mesaj prin care să ceară acea înregistrare audio și să-ți facă campanie electorală. Păi asta este visul oricărui candidat. Din la... iluziile astea trăiți? Nu, nu, nu din iluzii, nu. Este un exemplu că totuși am ceva de oferit. Ce? Sinceritate? Poate, nu? Nu știu. Naturalețe? Că nu joc un rol? În ziua alegerilor
sute de mesaje am primit, atunci era Facebook-ul la putere, nu doar din partea celor pe care îi aveam în lista de prieteni sau a membrilor. Mesajele erau cam generale. Te-am votat. Unii mai și filmau când puneau ștampila pe numele meu, făceau fotografie la buletinul de vot, îmi trimiteau mie în privat, fără să le solicite cineva. Și am primit un mesaj care m-a făcut să plâng. Suna în felul următor. Nu v-am votat. În prima milisecundă când am citit primele cuvinte, a fost o reacție așa de milisecunde de revoltă. Adică nu m-ai votat și mai îmi și spui că nu m-ai votat. Adică vrei să mă și superi. Dar continuarea este dumnezeiască. Nu v-am votat pentru că nu am vârsta. Dar am convins familia să vă voteze. Era vorba de un copil minor care n-avea încă 18 ani, dar interesat și impresionat de toată campania mea electorală cât am putut să fac atunci, și a rugat părinții să meargă la voci să mă voteze pe mine. Și părinții? Au votat. Așa ați făcut 3.